Comisarul șef Dragoș Bălău, șef al Poliției Roman, a făcut o radiografie a numărului impresionant de accidente, având consecințe dintre cele mai grave din zilele de 27-29 septembrie în zona Roman. A fost un weekend nefast, în ciuda eforturilor noastre, pentru că, vă spun sincer, noi am desfășurat mai multe acțiuni, atât de prevenire și combaterea infracțiunilor rutiere, în special cele comise sub influența băuturilor alcoolice, dar nu numai. Au avut loc câteva accidente, după cum spunea dumneavoastră, ce-ați aminte, au fost trei evenimente soldate cu răniți grav și cu persoane decedate. Unul a fost practic în noapte de sâmbătă spre duminică, spre dimineață, când a fost un accident mortal pe E85, pe drumul de la zona Cristești, spre Hanunguței, după Hanunguței. Practic, nu este zona noastră de competență. Comuna Tupilas nu este, mă rog, arondată Poliției Municipiului Roman, dar noi fiind cei mai aproape, noi am intervenit. Când un cetățean israelian a pierdut deocamdată în mod inexplicabil controlul volanului, deși nu se deplasa cu o viteză deosebită. Drum cu vizibilitate, drum bun. Avem un martor care efectiv a mers în spatele mașinii conduse de cetățeanul respectiv, începând undeva de prin zona castelului de apă până la locul evenimentului, și a relatat faptul că efectiv, din bun senin, a intrat pe contrasens într-o curbă ușoară, deci nu o curbă așa, viteza era undeva aproximativ la 70 de km, că era, că mergeau cam în aceeași viteză, și a intrat pe contrasens într-un camion de ăsta de 7,5 tone, iar rezultatul a fost unul nefast pentru el. Ulterior, să vedem, s-ar putea să fie o cauză medicală la mijloc. Un al doilea accident grav s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute în Roman, pe strada Spiru Haret, când un taximetrist care oprise într-un loc nepermis a fost rănit grav, atât el cât și pasagera din dreapta sa, de către un șofer beat care a și părăsit locul accidentului. Am avut un accident în municipiul Roman undeva, în mod stupid aș putea să spun, de fapt, m-a stupit mai puțin, totul are o explicație. Un bărbat din Roman, conducând un autoturism, a izbit un alt autoturism staționat pe banda lui de mers. Și din impact a rezultat rănirea gravă a două persoane, respectiv șoferul autoturismului lovit. Autoturismul lovit era un regim de taxi, da, nu? Conducătorul taxiului se afla în spatele mașinii, mă rog, umbla la portbagaj și din impact mașina l-a strivit de un stâlp de beton, iar o a doua persoană rănită a fost pasagera din doamna mai în vârstă care se afla în taxi și a suferit și dumneai niște răni destul de grave. Explicația accidentului și de ce n-a văzut pe timp de zi mașina staționată în față a fost una destul de simplă. Omul avea o alcoolemie de 1,34 la mie, alcool pur în aer respirat. Cel mai grav accident, soldat cu 2 morți și 3 răniți, a fost acela produs la Butnărești, unde pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de noapte s-a produs o tragedie cumplită, soldată cu un bilanț tragic, 2 morți și 3 grav răniți. Al treilea și cel mai urât accident care s-a întâmplat a fost azi noapte în jurul orei 23 pe raza comunei Secuieni, undeva între localitățile Secuieni și Butnărești, când un autoturism în care se aflau 5 persoane, SX bărbătesc, pe fundul vitezei, cel mai probabil, neadaptate la condițiile de drum, întuneric, curbă ușoară la dreapta, a
cel de la volan a pierdut controlul autoturismului, a intrat inițial pe acostamentul din partea opusă de mers, ulterior a revenit pe asfalt, dar acolo a pierdut total controlul autoturismului și a izbit violent cu partea laterală dreaptă un cap de pod, efectiv a desfințat acel cap de pod, l-a mutat. L-a mutat cu un preț foarte mare. Da. Deci din accident au rezultat două persoane decedate, ambii pasageri care stăteau pe partea dreaptă, în partea dreaptă a mașinii, și trei persoane rănite grav. Comisarul șef Dragoș Bălău apreciază că de cele mai multe ori cauzele acestor accidente merg de la conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, fie de către bărbați, fie de către femei, la beția vitezei, într-un cuvânt, la ignorarea legii. În opinia ofițerului, nu legea este blândă, ci legii îi lipsesc măsuri complementare de tipul amendă penală însoțită de muncă în folosul comunității. Din păcate, nu știu, cred că ar mai trebui și o alte chestiuni complementare, în afară de pedeapsa cu închisoarea care o primește, fie cu suspendarea executării, fie cu executare. Totuși undeva ar mai trebui un pic umblat la ceva. La ceva. La consiliere psihologică, la efectuare de muncă în folos comunității. De exemplu, noi aseară aveam mare nevoie de ajutor la eliberarea terenului de toate urmele resturile, accidentului. Da. Și atunci poate și prin aceste metode, dacă se diminuează numărul celor care încalcă legea. România se află pe un nedorit loc întâi în ceea ce privește accidentele de circulație în Europa, numărul de accidente fatale ajungând la 98 la 1 milion de locuitori, conform Comisiei Europene, ceea ce reprezintă dublul mediei Uniunii Europene de 49 de cazuri la 1 milion de locuitori.